Evanghelia după Matei, capitolul 12. Să ascultăm acest pasaj biblic, pe care puteți să-l urmăriți și pe ecranul din monitoarele de aici din biserică sau pe internet, cei ce sunteți la internet. Căci, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem din nou în casa lui Dumnezeu, suntem aici la această sărbătoare sfântă, Cina Domnului, Sfânta Împărtășire, o lucrare însă care trebuie să ne aducă aminte tuturor că înainte de a întinde mâna să luăm pâinea, înainte de a întinde mâna să luăm rodul viței, reprezentative în mod simbolic pentru trupul Domnului Iisus Hristos zdrobit pentru noi, pentru sângele Lui vărsat pe lemnul crucii pentru noi, înainte de a întinde mâna, deci, și de a consuma aceste elemente, noi trebuie să ne verificăm viața. Trebuie să avem aceea înaintea lui Dumnezeu care să nu îngăduie între noi și Dumnezeu o barieră și care este păcatul, să nu fie păcat între noi și Dumnezeu. Iona este un om deosebit, un profet aparte. A rostit cea mai scurtă predică din istoria tuturor predicatorilor. În limba ebraică predica lui este doar 5 cuvinte. În limba engleză este 8 cuvinte. În limba română traducerea este în 9 cuvinte. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și cu această predică scurtă de 5, 8 sau 9 cuvinte, capitala Imperiului Asirian, Ninive, de la împărat și până la cel mai mic om, cel mai neînsemnat, s-a pocăit. Este foarte posibil că orașul acesta era imens, dacă în partea finală a capitolului 4 spune peste 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga, este o referință ebraică cu privire la copii. Copii. Dacă atâția copii erau în oraș, care, deci, erau de vârstă, că nu știau să distingă între bine și rău, între dreapta și stânga, este foarte posibil că la ora aceea Ninive număra aproximativ 1 milion de locuitori. 1 milion de locuitori. Și acești oameni s-au pocăit la o predică atât de scurtă. Iisus Hristos îl recunoaște pe Iona, recunoaște măreția lui Iona. Iisus Hristos recunoaște că Ion a fost un predicator mare. Tocmai de aceea spune, în mijlocul vostru este unul mai mare. Prin urmare, Iona este mare, dacă Iisus este mai mare. Cuvântul Domnului ne învață să ne uităm la lucrurile din vechime și să observăm în ele umbra bunurilor viitoare, chipul Domnului Iisus Hristos, împlinirea profetică a tuturor lucrurilor. Ion a fost un om interesant. Și în dimineața aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră care sunteți la internet sau ne veți asculta la radio, ori prin alte mijloace, aș dori să notăm câteva lucruri care ne vor îndreptăți sau ne vor pune să ne adresăm o întrebare. Cum mă pot eu apropia de Dumnezeu? Cum pot eu să capăt îndurarea lui Dumnezeu? Pentru că vrând să stăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să ne rezolvăm toate problemele. Și istoria aceasta lui Iona ne spune lucrul acesta, ce să facem. Iona a fost un om care n-a vrut să predice. Și este interesant de ce n-a vrut Iona să predice. Primul argument pentru care n-a vrut să predice este pentru că el a crezut în ce predică. El a crezut în ce predică. Iona, capitolul 4, cu versetul 2, el spune către Dumnezeu, eu știam că tu ești un Dumnezeu milos și dacă le spun ce îmi spui tu să le spun, ei să pocăiesc. Este
Ciudat că majoritatea predicatorilor în bisericile istorice, cel puțin, ei nu cred ce predică. Și este foarte la mod în bisericile evanghelice, cei mai mulți predicatori, să nu creadă ce predică. Ion a crezut ce predică. Și a crezut mesajul. L-a crezut pe Dumnezeu, autorul mesajului său. El n-a vrut să predice pentru că i-a fost frică de ce predică în mijlocul vrăjmașilor, în Ninive. Israel a avut tot timpul probleme cu Imperiul Asirian. Are și astăzi cu Siria, nu? Rămășiță din Imperiul Asirian. Pe de altă parte, Iona era un patriot mare, ca orice evreu care se respecta în vremea aceea, și de aceea dorea ca Imperiul Asirian, Ninive, să fie pedepsit, să fie nimicit. Și n-ar fi vrut să ducă mesajul pocăinței. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi când vom sta la masa Domnului, trebuie să ne aducem aminte de aceste lucruri. Esența legăturii noastre cu Dumnezeu este pocăința. Esența legăturii noastre cu Dumnezeu este o rugăciune prin care mărturisim dependența de Domnul, inclusiv în această dimineață. Esența părtășiei noastre cu Dumnezeu este ascultarea de cuvântul Domnului, așa cum trebuia să se vadă la Iona. Și apoi, parte din această esență a lucrării noastre cu Dumnezeu, a apropierii noastre de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, este harul care ne-a fost dat să fim lucrători împreună cu Domnul. Iona trebuia să lucreze cu Dumnezeu. Și apoi cealaltă aspect este renunțarea la eu. Ca Iona să-și prezinte mesajul pentru convertirea Ninivei, a trebuit să renunțe la ambițiile lui, la eu-ul lui. Știu că sunt în sala aceasta oameni care au această ținută egoistă. Țin la ei foarte mult, la părerile lor, la obiceiurile lor, la tradițiile lor, la gândirea lor, la prejudecățile lor. Dacă vrei să capeți binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vrei să ți se îngăduie sau să mi se îngăduie să stau la masa Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să renunți la eu-ul tău, la ideile tale. Haideți să urmărim împreună un mesaj din acest serial, Până va veni El, pe care l-am intitulat în această dimineață, Un amvon ciudat. Amvonul lui Ion a fost un amvon ciudat. Amvonul lui a fost în pântecele peștelui, amvonul lui a fost în fundul mării, amvonul lui, după cum vedea, a fost în fundul iadului. Amvonul lui apoi a fost străzile orașului Ninive, dar în orice loc a fost, Iona a trebuit să spună cine este, ce este și cine este Dumnezeul pe care îl slujește, care este natura acestui Dumnezeu. Și în această dimineață sunt convins că ne vom regăsi toți în istoria lui Iona și apoi când vom sta și la masa Domnului nostru Iisus Hristos, ne vom adresa întrebările care decurg din această istorie și din imaginea pe care noi o avem în profetul Iona. În primul rând, fuga lui Iona. În primul rând, fuga lui Iona. Lui Iona Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive, din Israel, din Ierusalim. Era nord-est de Ierusalim. Iona s-a dus sud-est, a fugit la Iope, Iafa de astăzi. Este foarte interesant că locul unde fuge el, locul unde fuge el, peste câteva secole mai târziu, este locul unde se găsește Sfântul Apostol Petru. Și în acest loc, Dumnezeu i-a vorbit prin Duhul Sfântului Petru și i-a zis, du-te și du-i Evanghelia mea la orice făptură. Predică la toate neamurile. Când a văzut viziunea aceea cu o față de masă în care erau tot felul de animale, de toate soiurile și a fost îmbiat să mănânce, Petru a spus, eu nu pun ceva spurcat în gura mea. Dumnezeu a spus, ce-am curățit eu, tu să nu-l numești spurcat. Cu alte cuvinte, du-te cu Evanghelia mea în casa lui Corneliu, care este roman acum, și du-te cu Evanghelia mea la toate neamurile pământului. De aici, de la Iope, Iona primește aceeași poruncă, pentru că totul este văzut în această imagine, în istoria lui. El se duce de aici la Tarșiș, ca să se urce într-o corabie. Și când ne uităm în corabia în care se urcă, din citire, în care se urcă Iona, este o corabie în care sunt locuitori din toate părțile pământului și din toate religiile pământului, pentru că mesajul mântuirii lui Dumnezeu trebuie dus tuturora, tuturor neamurilor pământului, tuturor religiilor pământului. El a plecat la Tarșiș din Iope. Și dacă vă aduceți aminte, în
din istorie, Tarșiș este o colonie feniciană. Fenicienii au fost cei mai mari stăpâni ai mării în vremurile antice, au făcut cele mai multe colonii din istoria colonizării Pământului pe mare. Și ei au stabilit două orașe cu acest nume, Tarșiș. Unul în Anglia și cel de-al doilea în Spania. Prin aceasta, arătând de fapt profetic, în cazul lui Iona, exact ceea ce se întâmplă cu Israel, exact ceea ce se întâmplă cu profeția rostită de Noe în Geneza capitolul 9 cu 26, unde spune Dumnezeu să lărgească corturile lui Iafet și Iafet să locuiască în corturile lui Sem. Iona s-a dus la Tarșiș, de s-a dus în corturile lui Iafet, dacă vreți, în corturile europenilor, exact cum se întâmplă și în zilele noastre. Israel se simte cel mai confortabil în părtășie cu europenii și în părtășie cu americanii, cu Tarșiș, pentru că Tarșiș este numele Angliei, numele străvechi al Angliei, cum v-am spus. Dacă vă uitați în Ezechiel, capitolul 38, acolo cuvântul Domnului spune că Tarșiș cu puii lui de leu, America, Anglia, Canada, Australia, au vorbit cu Gog, care știți că e neam cu altcineva, nu cu noi, de ce ai venit împotriva lui Israel? Și lucrul acesta, despre care eu vă vorbesc acum, se pregătește cu minuțiozitate la această oră când noi suntem în casa lui Dumnezeu și după ce Rusia a invadat Georgia. Este primul pas vizibil spre războiul lui Gog. De ce? Pentru că interesul Rusiei este acesta, care este Gog în Vechiul Testament, interesul Rusiei este acesta, să pună mâna pe toată linia energetică a lumii, să paralizeze Vestul și Statele Unite. Vedeți că în Biblie spune că i-a pus un cârlig în fălci, un hook, cum spune în limba engleză, acesta este cârligul, energia. Și cu acest cârlig este atras către Israel, către Arabia Saudită, către Peninsula Arabică, pentru că Gog, rusul, vrea să controleze porțiunea aceasta. Vrea să controleze energia și momentul acesta al sfârșitului, în ciuda faptului că stăm și suntem relaxați, se apropie tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Pe mine mă bucură lucrul acesta, pentru că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape. Iona a fugit, deci a fugit spre Tarșiș, s-a dus și a zis, acolo voi fi în siguranță, printre europeni, dacă vreți, printre americani, printre canadieni, printre australieni. Însă fuga lui vorbește ție și îmi vorbește mie despre trei lucruri esențiale. Primul lucru este că de regulă oamenii sunt contrari Domnului. De regulă sunt contrari Domnului. El a trebuit să plece în nord și a fugit în sud. Trebuia să plece în nord și a fugit în sud. Oamenii sunt contrari cuvântului lui Dumnezeu. Ieremia 6 cu 16 la 17. Cuvântul Domnului spune, ascultați de cuvântul meu. Și spune, contemporanii lui Ieremia au zis, nu vrem să ascultăm. Stai în fața unor oameni care trăiesc în păcate, trăiesc în adulte, trăiesc în minciună, trăiesc în înșelăciune, trăiesc în beții, trăiesc în destrăbălări. Și le spui, uite, potrivit acestei cărți sfinte, numită Sfânta Scriptură, potrivit obiceiului bisericii din care tu vii, biserica îți spune și cartea aceasta spune și slujitorul Dumnezeu spune că trebuie să te pocăiești. Ce spun oamenii? Eu? Eu nu omor o muscă. Nu trebuie să pocăiască. Oamenii sunt contrari lui Dumnezeu, dar vor binecuvântările lui Dumnezeu. Sunt contrari cuvântului, sunt contrari Duhului Sfânt. Fapte 7 cu 51, Sfântul Ștefan spunea, voi întotdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt are puterea să se convertească, inima să te transforme, oamenii se opun Duhului Sfânt. Apoi oamenii sunt contrari planului divin. Ieremia 18 cu 12, cuvântul Domnului spune, ascultați de planul meu pentru voi. Dar ei au spus, nu, noi vom urma gândurile noastre și nu vom asculta de planul tău. În istoria lui Iona mă regăsesc eu și te regăsești tu. Chiar dacă vrei să stai la masa Domnului, chiar dacă vreau să stau la masa Domnului, chiar dacă vreau să capăt binecuvântarea Domnului Iisus Hristos, suntem contrari lui Dumnezeu. Întoarcem spatele lui Dumnezeu, nu vrem să ascultăm. Nu numai atâta, suntem necunoscător de adevăr, nu mai contrar Domnului, necunoscător de adevăr. Vedeți, Domnul Iisus Hristos folosește istoria lui Iona. Zice, mijlocul vostru este unul mai mare decât Iona. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 52, când contemporanii Mântuitorului Iisus Hristos planificau să îl aresteze pe Iisus Hristos și să-l omoare, să-l învinuiască cu tot felul de lucruri neadevărate, Sanhedrinul, Parlamentul Iudaic, a adresat această întrebare.
în Ioan 7:52. Dacă puteți să puneți pe ecran textul, m-aș bucura. Și întrebarea sună în felul următor: poate să iasă ceva bun din Galileea? Cercetează toate lucrurile, au zis ei, dezbătând dacă să-L aresteze pe Iisus Hristos sau nu, dezbătând dacă El este important pentru ei, pentru că născându-se în Nazaret, nu? Sau crescând în Nazaret, nu are nicio importanță, pentru că uitați ce spune acolo. Drept răspuns, ei au zis: și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Aici este cheia. Cei mai mulți oameni pierd binecuvântarea lui Dumnezeu, inclusiv în dimineața aceasta. Știți de ce? Pentru că sunt ignoranți. Dacă Sanhedrinul și-ar fi făcut tema de casă, ar fi văzut că din Galileea s-au ridicat nu niciun proroc, doi mari proroci pe care Iisus Hristos îi are în referință tot timpul. Primul este profetul Ilie, care este din Galad, oraș în Galileea. Și al doilea este Iona, cu care se compară Mântuitorul Iisus Hristos și spune: cum Iona a stat 33 nopți în pântecele peștelui, în inima pământului, așa va sta și Fiul omului. Dragul meu, când vrei să intri într-o discuție cu cineva, când vrei să faci un lucru, nu fii ignorant, pentru că ignoranța nu se ducă departe. Însă când este vorba mai ales de sufletul tău, de mântuirea ta, de inima ta, nu porni de pe poziția aceasta: acolo nu se întâmplă, acolo nu se vorbește, aici nu se cunoaște. Fă-ți lecție de casă. Deschide Biblie dacă vrei să înveți. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, deschide Sfânta Scriptură. Sanhedrinul, care trebuia să cunoască legea lui Dumnezeu, a zis: citește, vezi dacă vreodată s-a născut un proroc acolo. Și viața lui Iisus Hristos este prezentată în paralel cu istoria lui Ionă. Cu istoria lui Ionă. Să nu fie nimeni ignorant. Eu sunt curat. Eu cred că ești greșit. Eu cred că ai păcătuit. Eu sunt greșit și am păcătuit. Însă mi-aduc aminte că am un Mântuitor care iartă. Un Mântuitor care curățește, care spală. Este Domnul Iisus Hristos. De cunoașterea adevărului te face să pierzi foarte mult. Și apoi este la a treia dimensiune în fuga lui: prejudecățile noastre în calea binecuvântării. Dar de ce să fie binecuvântat în Ninive? De ce să fie binecuvântat păstorul acesta? De ce să fie binecuvântată casa aceasta? De ce să fie binecuvântată familia aceasta? De ce să fie binecuvântată biserica aceasta? De ce să nu fiu numai eu? Iona, ca și tine și ca și mine, este egoist. Vrea numai pentru el. Vrea numai pentru familia lui. Vrea numai pentru casa lui. Însă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndurător. Și în această îndurare pe care El o are, se ocupă de tine în dimineața aceasta, se ocupă de mine, se ocupă de tine în ziua de astăzi, se ocupă de mine. Harul Lui, bunătatea Lui, iertarea Lui, mântuirea Lui, mila Lui ne este arătată tuturor. Dumnezeu nu spune de ce numai pe Lazar, de ce numai pentru cutare sau cutare. Dumnezeu spune: v-am iubit cu iubire veșnică și vreau să vă mai iubesc și să vă binecuvintez, mărit să fie numele Lui. Deci în această dimineață, când stai în casa lui Dumnezeu și înainte lui Dumnezeu, aș vrea să te încurajez, te vei putea apropia de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că mărturisindu-te, după cum vom vedea că trebuie să facem, mărturisindu-te, va trebui să poți să capeți îndurarea Domnului, ca așa cum a căpătat-o Iona. În al doilea rând, corabia lui Iona. Iona a fugit și s-a urcat într-o corabie. Și din nou, când ne uităm la corabia în care el se urcă, trei aspecte sunt legate de viața lui Iona, de viața ta, de viața mea, și Iisus Hristos, Duhul Sfânt, a vrut neapărat să fie pus acolo și în această zi, în această dimineață, tu și cu mine să putem să le vedem, ca apoi să ne deschidem inima către Evanghelie, către împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului. În corabie este o mulțime mare, deci primul lucru este mulțimea diferită de naționalități și religii. Uitați-vă împreună cu mine în capitolul 1 din Iona, versetul 2 și 5. Versetul 3 și 5. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Versetul 5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Deci se vede că sunt mulți și diferiți, cu religii diferite. Și-au aruncat în mare unetele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei și s-a culcat și a adormit dus. A adormit dus. Pentru că Iisus Hristos se compară cu Iona, vedeți aici, în istoria lui Iona, repetându-se istoria Mântuitorului Iisus Hristos. În primul rând, Iisus a adresat
unor mulțimi variate de oameni. Chiar dacă el spune la un moment dat, eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel, Iisus Hristos s-a ocupat de oricine a venit la el, a vindecat pe oricine a venit la el, a mântuit pe oricine a venit la el. Este primul aspect. Cel de-al doilea aspect care se vede însă în această istorie din corabia lui Iona este lucrarea conștiinței. Când oamenii s-au văzut amenințați, corabia să se scufunde, la toți li s-a trezit conștiința. Frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți să vă provoc puțin gândirea în dimineața aceasta. De ce trebuie conștiința oamenilor să se trezească numai când sunt în pericol? De ce numai atunci trebuie să zică, vai de noi, trebuie să ne pocăim? De ce trebuie să aducă Dumnezeu stări din acestea de groază sau de durere, de teroare, pentru ca oamenii să se oprească din mersul lor, din prejudecățile lor, din fugile lor, din ignoranța lor și să zică, e mânios Dumnezeu pe noi. Vedeți cum îl sfidează? Nu-l cred. Orice asculți la televiziune, orice citești în presă, este împotriva lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu. Cum suflă însă uraganul? Cum suflă uraganul? Ați văzut ce scrie în presă? Acts of God. Acts of God. Acte divine. Conștiința se trezește. Însă Dumnezeu are o dorință specială. Conștiința ta și conștiința mea să se trezească la auzirea cuvântului. Să nu îngăduie Dumnezeu peste tine tragedie. Să nu îngăduie Dumnezeu peste tine necazuri. Mulțime diferite. Conștiința se trezește la tragedie, dar acolo Dumnezeu face încă un lucru, El potolește furtuna. Iona a dormit cum a dormit Iisus Hristos în corabie. Însă cuvântul Domnului spune că atunci când Iona a fost aruncat în mare, marea s-a liniștit. În dimineața aceasta, dacă este furtună în conștiința ta, pentru că știi păcatele tale, știi trăirea ta, știi umblarea ta, știi cum ai întors spatele lui Dumnezeu, știi pe unde ai umblat, știi ce ai făcut, știi cum ai neîndreptățit și vrei să stai la masă, să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, dacă conștiința ta este în momentul acesta agitată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de cuvântul pe care îl auzi, aș vrea să-ți spun un lucru. Așa cum s-a liniștit corabia lui Iona, așa cum s-a liniștit corabia în care a dormit Iisus Hristos pe Marea Tiberiade sau pe Lacul Tiberiada, așa se poate liniști furtuna din conștiința ta. Și cel ce liniștește această furtună este același Dumnezeu iubitor care s-a ocupat de Iona, care s-a ocupat de apostol și care se ocupă de tine și de mine. Vrei liniștea Lui? El îți dă iertarea, îți dă pacea Lui. În al treilea rând, pocăința lui Iona. Este nevoie de pocăință în dimineața aceasta. Vrem să stăm la masa Lui. Avem nevoie de pocăință, frați și surori, doamnelor și domnilor. Este un singur argument, dacă vreți, sunt mai multe, dar în dimineața aceasta vă arăta un singur argument pentru care Iona s-a pocăit. Și argumentul acesta aș vrea să-ți vorbească. Ca să te pocăiești și tu. Să te întorci și tu la Domnul cu adevărat. Și argumentul cel mai puternic pentru care Iona s-a pocăit este că el a văzut iadul. În momentul în care Ion a fost înghițit de acest pește mare, de această balenă imensă, Iona, cred că sufletul lui a fost luat de Domnul și a fost dus până în iad. Să vadă ce se întâmplă acolo. Ia uitați-vă la aceste detalii. El a ajuns în pântecele peștelui. Iona, capitolul 2, cu versetul 1. Apoi, în capitolul 2, cu versetul 2, spune că a ajuns în locuința morților. El nu vorbește poetic, cu încredunii. Și el vorbește ce a văzut. Apoi Iona face o revelație care numai abia în secolul trecut, la sfârșitul secolului trecut, în anii 90, 1990, și abia acum se confirmă, Iona are o revelație și vede ce n-au văzut savanții până acum, și anume că râurile și oceanele lumii, mările și oceanele lumii sunt străbătute de râuri. Ați auzit bine. Uitați-vă ce spune el în versetul 3. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Este descoperit științific astăzi că pe fundul tuturor oceanelor și mărilor lumii sunt râuri imense, imense de mare, râuri cu apă dulce. Și aceste râuri cu apă dulce, care sunt pe fundul oceanelor și merg în toate direcțiile, fac ca viața din ocean să rămână în starea în care este la ora actuală. Cineva a crezut că Iona vorbește poetic, Iona vorbește profetic și revelează lucruri care astăzi se certifică. Apoi,
Iona, de ce s-a pocăit, a văzut ce însemnează să fii despărțit de Domnul, așa cum a fost Iisus Hristos. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Uitați-vă în versetul 4. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Deci, ți-ai întors spatele. Lucrul acesta, numai când ești în iad, numai când ai murit în păcat, se întâmplă. De aceea Iisus Hristos a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iona a avut în momentul acesta o experiență, ceea ce urmea să aibă Iisus Hristos în iad, despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, pentru că moartea a doua este despărțire totală de Dumnezeu. Nimeni nu te mai poate ridica din locuința morților. Odată ce ai murit în păcat, poți să plătești 1000 de slujbe în 1000 de locuri și biserici diferite. Nu te ajută la nimic. Este o povară pentru cei ce fac lucrul acesta pentru tine. Pocăința trebuie să fie făcută astăzi câtă vreme ești viu. Apoi, Iona are o revelație specială. El a văzut iadul cu adevărat. Pentru că și termenul folosit aici în capitolul 2 este Sheol, ceea ce spune strâmtorare, locuința morților, adâncul cel mare, este termenul ebraic Sheol, folosit pentru iad. Și o revelație specială pe care o are Iona aici, uitați-vă în capitolul 4, și 6, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși vor vedea templul tău cel sfânt. Versetul 6, m-am pogorât până la temeliile munților, deci este pe fundul mării, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. V-am spus, faptul care l-a determinat pe Iona să pocăiască este că el a văzut iadul. Cititorii Sfintelor Scripturi au studiat această expresie a lui când spune barele pământului, dacă vă uitați în engleză, în traducerea englezească. Iona a avut această revelație să înțeleagă că iadul este undeva în inima pământului, de la fundul oceanelor în jos, poate de la groapa Marianelor încolo. Și acolo este poarta de intrare, de aceea el spune barele, zăvoarele pământului pe unde se trece în Sheol, în locuința morților, au fost în fața mea și am zis, trec dincolo și nu voi mai ieși niciodată. Datorită acestor lucruri care îi sunt revelate câtă vreme el este în inima mării și în pântecele peșterului, faptul că el este dus până la mijlocul, până la poarta iadului și acolo Iona înțelege că este despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu, Iona se pocăiește și începe să se roage. Și pocăința lui este atât de profundă că Dumnezeu se îndură de el. Dumnezeu se îndură de el. De aceea, în al patrulea rând, cu care voi conclude și care ne va determina acum să ne putem apropia de Domnul și de trupul și de sângele lui, cine învață Iona? Ce-ți spune ție această istorie? Vezi, zice, de ce la cina Domnului o astfel de istorie? Este pentru că Iisus Hristos o folosește. În legătură cu moartea lui. Și când noi facem cina Domnului, facem lucrul acesta în amintirea lui, a experienței lui Iisus Hristos. Ceea ce te învață pe tine și pe mine, istoria lui Iona, sunt aceste trei lucruri. Primul, nu poți fugi nicăieri de fața Domnului. Iona a fugit la Iope, a fugit la Tars, a ajuns în fundul pământului. Nu poți fugi nicăieri de fața Domnului. Nu te poți ascunde de fața lui Dumnezeu. Este o nebunie să faci lucrul acesta. Psalmul 139, prin gura profetului David, chiar spune aceste lucruri. Unde voi fugi departe de fața ta și unde mă voi ascunde departe de ochii tăi? Dacă sunt în inima pământului, tu ești acolo. Dacă sunt la marginea mării, ești acolo. Oriunde mă duc, tu mă cunoști, mă știi. Frați și surori, Doamne și Domnilor, Dumnezeu ne cunoaște îndeaproape, ne vede fiecare pas. În dimineața aceasta te vede și mă vede, ne vede aici în casa Lui. Dumnezeu este prezent în casa Lui. Și pentru că Dumnezeu te cunoaște și îți vede toți pașii și toate umbletele tale, nu este oare inteligent să vină înainte lui Dumnezeu cu pocăință? Pentru că cea de-a doua lecție pe care o învățăm de la Iona este puterea rugăciunii și a pocăinței. Puterea rugăciunii și a pocăinței. Știind că Dumnezeu te cunoaște și știind că Dumnezeu știe trecutul, știe trăirea și vrei să stai la masa Lui în dimineața aceasta, vrei să te împărtășești cu trupul și sângele Lui, ca să poți să faci lucrul acesta, spune-i Domnului, Doamne, eu sunt vinovat. Eu am nevoie de mila Ta, eu am nevoie de iertarea Ta. Nu poți să întind mâna până tu nu mă ierți. Nu poți să întind mâna spre binecuvântare până tu nu ștergi păcatul și fără de legea mea. Pentru că este un al treilea lucru și anume pe care Iona ne învață. Este mila și bunătatea divină. Iona are șansa a doua. Capitolul 3 cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. În dimineața aceasta Dumnezeu îți vorbește, cred că a doua oară, a treia oară, poate a zecea oară.
Nu știu dacă îți mai vorbește încă o dată, dar Dumnezeu ți-a dat această nouă șansă și ne-a dat această nouă șansă. Am intrat în casa de rugăciune, vom sta la masa Lui, am intrat înaintea Lui Dumnezeu. Dacă crezi cu adevărat cuvântul Domnului, trebuie să crezi că Iisus Hristos este prezent în casa Lui. Și pentru că este prezent în casa Lui și încă tu ești viu și eu sunt viu, ca și Iona, Dumnezeu îți dă o șansă nouă. Și Domnul a vorbit a doua oară lui Iona. A câte oară ți-a vorbit ție? A câte oară mi-a vorbit mie? Și Dumnezeu îți vorbește de milă. Îți vorbește de bunătate. Dacă i-a fost milă de Ninive, dacă i-a fost milă de Iona, dacă i-a fost milă de mine, dacă i-a fost milă de David după ce a păcătuit, dacă i-a fost milă de împăratul Manase și l-a repus pe tron și a fost cel mai idolatru împărat din Iuda, dacă a fost milă de toți aceia care au venit la el cu pocăință, lui Dumnezeu este milă și de tine. Astăzi este o zi de biruință pentru poporul Domnului. Șansa a doua. Șansa a doua. Nu știu dacă realizezi ce însemnă aceasta. Poate că în inima ta ai zis, mă sinucid. Și vreau să vă spun că în săptămâna aceasta m-am întâlnit cu două persoane care mi-au zis, am contemplat sinucidere. Și le-am întrebat de ce și mi-au spus aventurile vieții lor și au spus, mesnici o vrednicie în noi, vrem să ne sinucidem. Dragul meu, Dumnezeul nostru este Dumnezeul șansei a doua. I-a dat-o lui Iona, prorocul lui, ți-o dă și ție, mi-o dă și mie și apoi îți spune ca femeia aceea prinsă în păcat. Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Suntem în casa de rugăciune, suntem înaintea Domnului, am învățat cuvântul Domnului din această istorie mare a lui Iona, pe care Iisus Hristos o folosește ca să vorbească măreția Lui și felul în care va sta în inima pământului pentru tine și pentru mine, 3 zile și 3 nopți, ca și Iona în adâncul mării, în pântecele peșterii, până la poarta iadului. Dar Dumnezeu ne arată în această istorie că dacă s-a îndurat de o corabie și a liniștit furtuna, în care erau tot felul de oameni, din toate categoriile, Dumnezeu se îndură de tine, se îndură de mine, oprește furtuna din conștiința ta și cum o oprește? Iertându-te, iertându-mă, dându-ne o nouă șansă să ne apropiem de Domnul prin pocăință și apoi dându-ne această șansă glorioasă să mâncăm din pâine, din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Vrei tu binecuvântarea aceasta? Ne ridicăm în picioare, frate și surori.